Doamna ministru, lucrați în acest moment și la legea salarizării. În ce stadiu este și care sunt ultimele discuții cu reprezentanții Comisiei Europene? Astăzi este sărbătoare și mâine urmează o altă mare sărbătoare, iar astăzi suntem înainte de ziua recoltei, cumva, pentru pensionarii din România, fiindcă în septembrie vor fi momentul în care își vor primi pensiile recalculate. Vă rog să-mi permiteți și mie să mă bucur împreună cu colegii de la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Casa Națională de Pensii Publice de faptul că am făcut, dincolo de tot ceea ce s-a întâmplat în anul acesta, împreună am făcut, am finalizat recalcularea, suntem la Doamna timp ministru, eu n-am cu o reformă a Ministerului Muncii. Ne bucurăm și noi alături de dumneavoastră. Eu vă întreb, în ce stadiu este o altă reformă pregătită de Guvernul României? Asta, sigur, de fiecare dată când vom avea ceva de comunicat, inclusiv în ceea ce privește jalonul 420 din PNRR cu privire la salarizarea unitară în sistemul public, în sectorul bugetar, în momentul în care vom avea chestiuni definitive, așa cum am spus mai devreme, vom fi primii pe care vi le-am comunica și la pensii. Mulți dintre dumneavoastră v-ați arătat uneori neîncrezători.